tu ai intrat. Ai intrat peste el în casă. Am înțeles. A fost o tentativă de jaf, ceva da, de genul? Da, da. Deci a intrat în casă, intrat peste, în casă proprietar? Peste proprietar. Și proprietarul s-a apărat. S-a apărat, da. Cu ce s-a apărat? Cu pumnul s-a apărat. În realitate, însă, lucrurile au stat cu totul altfel. Cei doi erau prieteni vechi. Cunoscuții spun că mergeau împreună la pescuit și deseori se întâlneau la un pahar de băutură. Sunt oameni foarte liniștiți. Nu sunt scandalagii, nu bea, nu... Sunt ok. Nu au avut probleme, nu au fost probleme. Nu, nu au fost probleme până acum. Da, m-a șocat. Sâmbătă seara, se pare că cei doi au întrecut măsura, iar la un moment dat s-au luat la ceartă. Proprietarul și-a luat pumn de la amicul care venise în vizită și nu s-a mai oprit decât atunci când acesta a căzut la pământ fără suflare. După ce și-a ucis prietenul în bătaie, bărbatul a mers la un vecin și a povestit întreaga grozăvie. Mi-a zis doar că s-a întâmplat că l-a omorât, că l-a lovit. Nu știa, chiar nici nu știa dacă e mort. Ar fi crezut că a intrat în casă ca să-i fure ceva? Ca să-i fure sau nu știu, dar exact așa mi-a zis că nu l-a recunoscut. Deci eu, de frică l-am lovit. Acesta a sunat la 112. La fața locului au sosit imediat medicii de la ambulanță. Însă, din păcate, bărbatul era deja în stop cardiorespirator. În cursul serii am fost solicitați la un pacient de 62 de ani care prezenta mai multe traumatisme, traumatism cranian, traumatism toracic, traumatism abdominal. Pacientul a fost găsit în stop cardiorespirator, s-a făcut un protocol de resuscitare, dar din păcate numai protocolul a fost declarat decedat. Agresorul de 58 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor, a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile și introdus în arestul IPJ Constanța.